Ce ne-a rămas aici de făcut este, în primul rând, sau printre ultimele rânduri, de fapt, să adăugăm acest grafic. Acest grafic îl avem în fișier, acesta care se numește Agrar Subventionen. Este un fișier de Adobe Illustrator, din nou nu trebuie să-l deschideți, dar este un fișier vectorial. Dar ce este mai special la el, se va comporta la fel ca o imagine. Dar, vedeți cum intră în zona asta de text și împinge textul într-o parte. Asta este ceva ce putem să facem cu, în, în InDesign foarte ușor. Primul rând, o să plasăm fișierul exact ca pe o imagine normală. Să vedem cam cât de mare trebuie să fie. Ok ceva de genul ăsta, să zicem, de un rând mai jos de acest rând de text și în partea de jos iar ar trebui să vină până la cam până la marginea pe la care coboară și textul. Problema acum este că vedeți, ne acoperă textul. Textul ăla nu s-a dus nicăieri, este sub imagine. Și, și dacă... Vin și selectez imaginea și dau Arrange, Send to Back, n-am rezolvat nimic pentru că va veni textul peste imagine. Ce vrem noi aici să se întâmple este ca textul să se aranjeze în jurul imaginii. Pentru asta avem o opțiune specială pe care o găsim aici, în panou de sus, sunt aceste patru butoane, sau are un panou dedicat în meniu Window Text wrap, în care vedeți găsim aceleași patru butoane și încă câteva și mai multe opțiuni. De aici putem să controlăm cum interacționează anumite casete cu casetele de text. Practic, când primul buton este apăsat, nu se întâmplă nimic deosebit. Sunt doar imaginile care vin una peste cealaltă. Dar dacă îl apăs pe al doilea, textul curge în jurul imaginii. O să vedeți dacă o mișc, textul se rearanjează. Deci o să pun imaginea asta la loc, deocamdată. Și ceva de genul ăsta vreau. În momentul în care activez funcția de text, text trap, pot să uh, hotărăsc și cât spațiu să fie în jurul obiectului. Deci pot să cresc de aici valoarea și vor crește toate cele patru valori sus, dreapta, jos și stânga, simultan cât timp este apăsat acest buton în mijloc și deocamdată asta și vreau. Și spațiul din jurul casetei crește. Vedeți că mi apare încă un contur și se aerisește un pic Zona din jurul imaginii. Dar nu asta e ceea ce vreau, pentru că, din nou, dacă ne uităm la original, textul nu vine doar pe lângă imagine, vine pe lângă elementele din imagine. Deci nu vine în forma unui dreptunghi. Și atunci trebuie să definim o formă în jurul căreia să se aranjeze textul putem să folosim diferite obiecte, putem să folosim casete, putem să folosim uh, linii vectoriale desenate în Illustrator sau în Photoshop uh, pentru a defini care este această margine. În cazul ăsta, pentru că este o formă destul de simplă, uh, cel mai ușor este să desenăm forma direct în, Illustrate, în uh, InDesign. Și atunci o să Dezactivez aici text wrap ul și o să desenez eu o casetă cu o formă neregulată. Pentru asta vin și iau pentul din, din bara cu unelte. Și ca să desenăm ce avem nevoie, o să facem ceva foarte simplu. Putem să desenăm o casetă aproximativ, nici nu trebuie să fim foarte preciși, pentru că va fi spațiu alb în jur doar dăm niște clicuri. Dăm un click și hotărâm de unde începe caseta pe care o desenăm și apoi încă unul și Design pune o linie și tot așa desenăm o formă aproximativă în jurul acestui grafic. Vedeți că nu mă chinui nici eu să fiu foarte precis. Dacă cumva ați pus un punct din greșeală unde nu trebuie, puteți să apăsați Backspace pe tastatură și se va șterge ultimul punct plasat. Sau puteți să vă întoarceți și efectiv să dați click pe el, respectiv puteți să dați click uh, pe linie să adăugați puncte care apoi fi, pot fi mutate cu săgeata albă. Uh, și de asemenea, dacă v-ați întrerupt din desenat, puteți doar să mergeți la ultimul punct și când apare o liniuță lângă cursor, să dați click și să continuați să desenați. Deci important este în momentul în care ajungeți la punctul de plecare, să dați click pe el, trebuie să vă apară un cerculeț lângă cursor și atunci se închide forma. Și asta este o formă, vedeți, nu este foarte frumoasă, dar este suficient pentru ce avem noi nevoie. Uh, și automat, pentru că nu aveam niciun fel de setări, acum pare că mi-a dispărut, nu avea niciun fel de culoare, temporar o să vin să-i adaug un contur să văd exact ce se întâmplă acolo. Și acum avem practic două obiecte. Avem imaginea dreptunghiulară și avem caseta asta în formă neregulată în jurul căreia vrem să se aranjeze textul. Și foarte important, deci când vorbim despre interacțiunea asta dintre text și anumite forme sau imagini, este important de înțeles faptul că setarea se aplică pe forma în jurul care vrem să se aranjeze textul, nu pe text. Deci, cât am caseta asta selectată, din nou, să dau click-fix -click pe linie să, și să mă asigur că este caseta asta selectată, pot să vin și să apăs pe Text Wrap aici. Cum din nou vedeți că efectul este același deocamdată, pentru că al, al doilea buton, Wrap Around Bounding Box, se va, uh, va face textul să curgă în jurul dreptunghiului care încadrează toată forma asta. Deci vedeți că când dăm click pe ea, avem în continuare un dreptunghi. Și noi vrem chiar în jurul formei, și pentru asta trebuie să dăm click pe al treilea buton, să se uh, aranjeze în jurul formei obiectului. Pare că, din nou, efectul este cam același, dar asta este pentru că fotografia uh, graficul acesta este în continuare deasupra textului. Vin aici la Panou Layers și deschid și vedeți: Poligon este caseta asta neregulată pe care am desenat-o. Agrar subvenționă este imaginea în sine și uh, caseta asta de text este aici, acum că am dat click pe ea, marcată cu punctul roșu. Deci, imaginea trebuie să vină sub caseta de text practic sub ambele casete de text. Dacă vrem să ne asigurăm că nu pierdem nimic. Deci, o să mai mut în jos, încă o dată. Și acum, vedeți cum curge textul în jurul formei. Chiar dacă voi ascunde imaginea, vedeți că nu este text sub. Și acum o să dau click pe forma asta pe care am desenat-o și o să vin să-i scot conturul, o să pun din nou de la un punct la 0, este în continuare acolo, vedeți, marcată cât este selectată, dar dacă dau click deoparte, textul este aliniat frumos în jur, încă am exagerat un pic cu detaliu și aici trebuia să mai las niște spațiu. Dar aia nu este o mare problemă, pentru că de fapt oricum trebuie să fac imaginea mai mică, în așa fel încât acest rând de text să încapă exact pe coloana din mijloc. Și atunci, ca să redimensionez imaginea și uh, caseta neregulată, le voi selecta pe ambele, dau click pe poligon să-l selectez și țin... Shift și dau click și pe pătrățelul de lângă fișierul meu cu grafic ca să le selectez pe ambele deodată. Și acum pot să țin Control ca să redimensionez și casetele și conținutul și Shift să redimensionez proporțional. Și o să fac grafica asta în așa fel încât titlul să fie exact cât o coloană de lat. Asta. Perfect. Cum vedeți că textul este un pic uh, cam puțin, dar putem să-l adaptăm să umple tot spațiul fără mare eforturi. Și asta vom face în ultimul video pentru acest articol, în care vom mai finaliza ultimele detalii.